Astăzi facem plachie de pește, dragii mei. Am pregătit deja ceapă tăiată solți, ardei gras, roșu și verde. Am pus foi de dafin să se lase puțin gustul, piper, sare și puțin mai târziu o să pun boia dulce. Am pus un pic de boia dulce ca să-i dea și gust și culoare. Da? Și încă un minut mai lăsăm așa. După care o să pun un pic de apă caldă. Da? Pentru ca să fiarbă puțin ceapa noastră și ardeiul să se moaie, ok? Normal se stropește un pic de vin alb, roșu, de care vreți. Roșu nu prea îmi place pentru că se închide sosul la culoare și nu prea îmi place, dar roze sau alb e cel mai indicat pentru aciditate. Ok? Aici avem peștele pe care l-am prăjit în prealabil pentru a forma o crustă. Da? Am chefal și somon, niște codițe de somon. Am mai făcut somon și el ne-a mai pomenit la gust. Să știți, chiar e grozav. O să pun acum și un pic de bulion, pastă de tomate. Da, care va da un gust foarte bun sosului și în câteva minute o să pun și câțiva căței de usturoi. Bineînțeles, este asezonat, sare, piper, okay, foi de dafin, cum v-am spus, am pus pentru a lăsa gustul, da? O să pun și o crenguță de cimbru, de ce nu? Ca să-i dea un gust mai bun. Așa. Fierbe sosul nostru liniștit. Îl lăsăm să fiarbă. După părerea mea, cred că mai merge un pic de bulion. Pentru că și așa pasta asta de cumpărat nu prea e bună de nimic. Pune două linguri. Nimerești câte o pasă din asta așa de subțire. Încă n-am apucat să la toamnă, când vom face sosul de roșii și o să facem ceva pastă. Uitați, bulionul ajută și la îngroșarea sosului, da? Acum o să începem să așezăm bucățile de pește, cât mai uniform. Normal și de drept îmi trebuia un platou mai mare. Tavă mai mare. Dar mie îmi place să fie acoperit peștele cu sos. Și totuși m-am gândit mai bine, e bine totuși să punem peștele într-o tavă mai mare. Îmi cer scuze că uitați, e mai mare acest recipient, da? Ca să fie așezat, uitați, așa în voie, da? Să nu stau să-l fac praf. Am zis eu că se acoperă sosul, dar oricum o să-l acopere. Pentru că o să mai punem un pic de apă și o să fie exact cum vrem noi. Ia uitați ce bucăți frumoase! Ok, așezat frumos în tavă, da? Asta merge la spălat. Așa, aici o să mai punem apică, cu bulionul ajunge. Și o să
curăț 2-3 căței de usturoi pe care îi pun, tăiați feliuțe pentru a da gust și, bineînțeles, o crenguță de cimbru. Am pus câțiva căței de usturoi, uitați, i-am tăiat feliuțe și o crenguță de cimbru, da? I-am tăiat feliuțe ca să... Pardon, să se lase gustul din usturoi mai bine, da? Mai pun totuși apă, că vreau să prindă un pic peștele. Să știți că în cuptor peștele nu trebuie să stea decât 15 minute, maxim 20 de minute, pentru că deja, uitați, legumele sunt fierte, da? Și nu necesită lăsat prea mult, mai ales pește fiind, știți că riscăm să se fărâme, da? Ați gustat un pic. Super! Super, super! Pentru un gust și mai bun, o să pun un pic de zeamă de lămâie. Da, am pus un pic de zeamă de lămâie. Pun pauză pentru că n-am operator. Și din acest motiv, da, de obicei, v-am spus, dacă puneți vin, nu mai puneți lămâie. Sau puneți un pic de oțet, oțet din mere, oțet de vin, de care vreți. Da? Sare după gust, piper, bineînțeles, am pus piperal. Foaia de dafin, în care m-am zis mai devreme, cimbrul. Ok? Și tocmai la final o să punem puțin pătrunjel, da? Bun. Sosul nostru este gata. Oprim focul. Și o să-l punem peste pește. Frumos și cu grijă. Să cuprindă tot. Să adun toată ceapa de aici, că nu-i bine să aruncăm, mai ales că aici e esența, da? Bun. Aranjăm frumos peste pește. Ok. Cam așa. Deschidem cuptorul. Și băgăm tava noastră. Să mai dăm ceva grade. 195 la siu. Pentru că, după cum v-am spus, nu trebuie să stea prea mult la cuptor, da? Asta fiind spuse, ne revedem peste 15 minute.